Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. 4 februarie 2024, ora 13. Avem o vreme frumoasă. Ia să vedem în termometru. Termometru ce avem? 12 grade. Asta se explică și scopul acestui filmuleț, dar și uitați albinuțele, nu știu dacă se observă, dar hai să dau așa aproape. Uitați, albinuțele au ieșit la zbor. Au ieșit la zbor și e un zbor foarte, foarte frumos. Ia uitați. Să stau mai departe, sper să nu mă înțepe, dar după cum vedeți e un zbor după o perioadă foarte lungă, pentru că am avut temperaturi foarte, foarte scăzute, atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții, multe, multe zile cu minus, iar albinuțele au prins momentul astăzi, fiind 12-13 grade, au ieșit și ele un pic la zbor. Un lucru bun, cred că e primul zbor pe anul ăsta, nu cred, sigur, e primul zbor. Ia să vedem aici ce avem, ia uitați, 44-14 grade afară, deci 14 grade. Ia uitați, în cuib, 51 umiditate, 32,8 grade, jos în ladă, 14 grade, 99 umiditatea, iar în rame sus, 78 umiditate și 25 de grade. De, asta explică și zborul pe care îl vedeți. Asta, din cauza asta am ținut neapărat să fac acest filmuleț. Nu aveam de gând astăzi să filmez, pentru că clar nu aveam nicio noutate, nu aveam noutăți, dar am zis că văzând, ieșind afară și văzând cât de frumos au ieșit la zbor, am zis că totuși să fac o filmare scurtă, nu prea lungă, pentru că nu prea am ce să vă spun mai mult decât am vrut să vă arăt acest zbor. Ieri, dacă tot am făcut această filmare, ieri am fost până la Huș. Cred că ați văzut filmulețul care l-am pus. Am fost la târgul apicol de la Huș, din județul Vaslui. Un târg micuț, fiind și la prima ediție. Am zis că haideți să trag o fugă și să văd și eu. E la 100 și vreo 60 de kilometri de aici, de la mine. Și m-am întâlnit cu câțiva apicultori. Huș, localitatea, orașul Huș este aproape de granița cu Republica Moldova, cu granița de la Albița, și să știți că la târg au fost mai mult apicultori din Republica Moldova decât de pe aici, de pe la noi, fiind și Tumasus în colțul țării, fiind și la prima ediție. Da, m-am întâlnit cu domnul Bobocea. Dar v-am zis, mulți apicultori din Republica Moldova. Una peste alta, o zi plăcută, o întâlnire plăcută pe acolo. Am mai și achiziționat, știți cum e, când ajungi la târg, parcă nu poți. Apicultor fiind, parcă ai vrea să mai iei și una și alta. Și mi-am mai achiziționat niște colectoare de polen.
tot același model care îi am și pe stup, după cum vedeți, pentru că eu îi țin permanent, nu îi mai dau jos, să țin loc și de placă de zbor. Și mi-am mai achiziționat din astea niște foiță, mi-am luat niște nuclee, am zis că să cresc niște măți și eu anul acesta și mi-am luat vreo două nuclee din alea cu tot cu rame, micuțe, pe trei rame. Da. Un decristalizator electric. Știți cum e. Tot timpul parcă mai trebuie câte ceva. Alte noutăți nu mai am. Vă urez o zi plăcută și până la o nouă întâlnire, toate cele bune. Sănătate și la revedere!